găsit, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor! E o deosebită plăcere și onoare să vedem atât de multă lume aici la castel. Am ascultat-o pe Larisa Latiș, acompaniată la chitară de domnul profesor Suc Iojev și îi felicităm pentru acest moment emoționant. Și fiindcă erau anumite păreri la început, aș dori să clarific un lucru. Câteodată e mai important să încep cu emoție, poate, decât cu prea multe cuvinte. Începem, într-adevăr, și cu cuvinte, spunem lucruri, dar cred că ce transmitem e mai important. Și de multe ori, muzica sau pictura transmite, poate, mult mai multe decât cuvintele. Dar, sigur, cuvintele își au și ele rostul lor și cred că principalul cuvânt care guvernează acum, aici, acest spațiu, este emoția și bucuria. Sunt două, de fapt, două cuvinte. E foarte mare emoție, cred că, din partea tuturor celor prezenți, cunoștințe, prieteni, rudenii de ale doamnei Carmen Todea. Eu pot să spun că o cunosc de foarte, foarte mult timp pe doamna Todea și dânsa a avut un rol important în a-mi stârni dragostea pentru artă, pentru frumos, pentru cunoaștere și pentru continuă dezvoltare. Eram clasa 5-a și am avut ocazia să o avem ca invitată la o oră de dirigenție și dânsa ne-a povestit despre Da Vinci. Știu că n-are neapărat legătură, dar acest moment a fost extrem de important pentru mine și de atunci curiozitatea mea înspre artă, înspre dezvoltare, înspre tehnologie și multe altele s-a dezvoltat continuu și a rămas vie. Și dânsa la fel, eu o persoană care se adaptează întotdeauna spațiului din jur, transformărilor din jur, fiindcă, vedeți, trăim într-o lume plină de transformări. Dar în același timp, dânsa și-a păstrat și timp și pasiunea vie ca să realizeze lucruri deosebite și pentru sufletele noastre și lucrurile acestea, căpătând o valoare artistică, pot trece de granița timpului. Cine știe câte generații de acum încolo se vor bucura de aceste realizări ale dânsei. Sunt picturi foarte interesante și nu s-a oprit doar la pictura clasică pe pânză sau pe, eu știu ce alte materiale se folosește, ci a trecut și la scaun, la lemn, la ceva mai inedit. Poate a fost influențată și de alți artiști, cu siguranță au fost influențe la mijloc, întotdeauna artiștii se inspiră de la alți artiști și astfel, prin fluxul și prin filtrul gândirii lor, realizează lucruri prin care să transmită emoție celor care vin să le observe și să se bucure de realizările acestora. Și pentru că nu vreau să vă lungesc mai mult cu teoria, eu sunt foarte bucuros că am ocazia să fiu prezent la un asemenea moment unic și am să-l invit la microfon pe domnul profesor Aurel Donca. Dânsul ne va spune probabil mai multe detalii despre modalitatea în care au fost realizate picturile și, eu știu, alte detalii mai specifice. Vă mulțumesc! Stimată doamnă Carmen Todea, stimați părinți, dragi invitați, aș vrea să vă vorbesc câteva cuvinte despre pictură înainte de a discuta mai multe despre expoziție. Pictura este o ramură a artelor plastice care reprezintă o posibilitate de a reda realitatea în imagini artistice bidimensionale cu ajutorul culorilor aplicate pe o suprafață, pânză, carton, hârtie, lemn, sticlă și chiar și mobilă, ați văzut. Scopul este de a obține o compoziție cu forme, culori, texturi și desene care dă naștere unei opere de artă în conformitate cu principiile artistice. Este foarte interesant cum au definit mari artiști și filozofi pictura. Pictura este o poezie tăcută, spunea Plutar. Pictura este o stare de a fi, spunea Pollock, un mare pictor.
Picturile sunt fotografii făcute cu ochiul pictorului, Aurelio Comiati. Pictura este ca o poezie mută, poezia este ca o pictură oarbă. Eu îmi visez picturile, iar apoi îmi pictez visele, spunea Van Gogh. Pictura este un simplu exercițiu de eliminare a tensiunii, spunea Cristobal. Pictura este starea sufletească a artistului exprimată în culori. Pictura este o modalitate de exprimare a propriilor trăiri pentru unii și un mijloc de a crea arta pentru alții. Indiferent de pricepere și talent, nimeni nu s-a născut învățat. Astfel că până și cei mai mari artiști plastici care au existat vreodată au muncit enorm. Arta ne face mai umani. Ne ajută să comunicăm folosind un limbaj diferit și personal. Pictura este o activitate individuală. Stimulul creativ îl ajută pe cel care pictează să se detașeze de realitate, ceea ce duce la o odihnă mentală, de la stresul cotidian, de unde rezultă o relaxare și o stare de bine. Persoanele ce dedică timp de câteva ore picturii, intră într-o puternică stare de concentrare, se detașează de mediul înconjurător și timpul trece fără să realizeze. Durerea psihică, disperarea, este ca și cum ai pătrunde într-o altă dimensiune fără să-ți părăsești corpul. Am făcut această introducere pentru a afla câteva idei despre artă, despre pictură, încercând să descoperim ce a determinat-o pe doamna Carmen Todea să se apuce de pictură. S-a născut într-o familie de intelectuali, primind o educație aleasă, orientată în școală spre latura reală, a absolvit un liceu realist de matematică fizică și apoi a Institutului Politehnic, devenind inginer chimist. Soție model, mama a doi copii care au terminat medicina, pe care o practică cu succes în Germania. Foarte activă, interesată de prezentul și viitorul orașului nostru. Este de multă vreme consilier al Consiliului Local Carec. A învățat singură să picteze, în urmă cu 3 ani. Deși, așa cum a spus domnul Ștefănuț, ideea artistice avea încă de multă vreme, numai nu le-a pus în practică. A parcurs treptat toate etapele învățării picturii. Folosește procedee tehnice din ce în ce mai complicate. Folosește frecvent tehnica picturii cu culori acrilice, capabilă să redea o varietate de nuanțe și culori vii, vibrante, atât cu penelul cât și cu cuțitul de palete. A studiat și chiar a făcut foarte reușite copii, și am impresia că de aici a început, după picturile celebre ale lui Van Gogh. O să vedeți în cadrul expoziției că sunt câteva reproduceri excepționale, foarte reușite după Van Gogh. Ca suport pentru pictură folosește pânza tradițională, dar și lemnul, mai ales la pictura unor peisaje de piese de mobilier, dovedind că frumosul, culoarea pot face parte din viața noastră în mod curent. Frumosul poate fi și util, asta o să vedeți aici, numai câte scaune a reușit să împodobească și să le transforme din niște vechituri în adevărate opere de artă. Timpul liber îl fructifică prin creație, iar pictura îi dă foarte multă satisfacție. Eu o felicit din toată inima, îi doresc succes pe mai departe, să știți că am rămas uimit că în timp de 3 ani de zile, în afară de celelalte preocupări, să reușească să facă atâtea lucruri. Și dacă o să vă uitați cu atenție la fiecare dintre lucrare, e de o pedanterie și de o micală extraordinară. Realizează detaliile cum nici mari pictori câteodată nu le fac.
o să le vedeți în picturile pe care le veți vedea, unele le-ați și văzut deja. În orice caz, îi doresc succes, îi doresc spor la muncă și poate să fie pentru mulți un exemplu care nu renunță niciodată la un vis pe care l-a avut și care, uitați-vă, că este în stare să se îndeplinească. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului profesor. O felicităm și noi pe doamna Carmen Dodea pentru această realizare deosebită și plină de emoție. Și dacă tot e momentul să transmitem felicitări, cred că nimic nu se întâmplă doar așa simplu, toate astele se aliniază într-un anumit mod. Dați-mi voie să îi transmit multă sănătate și un sincer la mulți ani domnului profesor Aurel Donca, fiindcă astăzi este ziua de naștere. Și mulțumiri de asemenea celui care mi-a amintit acest lucru, fiindcă în această goană se mai întâmplă să mai și uităm lucruri, dar iată, lucrurile nu se întâmplă nici așa haotic, ci au toate un scop. Și iată că așa s-a nimerit ca tocmai în 12 septembrie să ne întâlnim azi aici și în 12 septembrie sărbătoritul nostru să fie prezent alături de noi la castel și să ne bucurăm împreună de o expoziție absolut minunată. Așadar, dați-mi voie să o invit la microfon și pe vinovata de acest eveniment, pe doamna Carmen Dodea. Aici, că v-ați răpit din odihna duminicală pentru a fi alături de mine în această prima mea manifestare artistică. Expoziția aceasta nu este despre pictură în primul rând, ci este despre puterea și mai ales nevoia de a te reinventa la vârsta a treia. Mereu mi-am imaginat că voi fi mamă full-time, nimeni nu este. La un moment dat copiii devin adulți și pleacă. Te trezești că ai foarte mult timp liber, pe care eu n-am fost dispusă să-l risipesc. E chiar păcat să o facem, avem o singură viață. Am început să pictez în urmă cu aproximativ 3 ani, sigur lucrurile au venit de la sine, au venit încet, am început cu cutiuțe, am pictat pe lemn, pe pietre, pe porțelan, pe sticlă, pe viniluri, am făcut o colecție de ceasuri, de vinil pictate, lucrurile au venit încet, încet de la sine. E o bucurie să-mi încep în fiecare zi. Sigur, la vârsta mea nu mai am atât de multă nevoie de somn, mă trezesc diminețile, mă așez la masa mea și îmi dau drumul la fie teatru radiofonic, fie podcasturi și încep să pictez 2-3 ore în fiecare dimineață. E chiar, chiar plăcut să-ți încep ziua așa. Tot ceea ce fac cu mult, mult drag, cu multă bucurie și cu mult respect față de ceea ce lucrez. Vis-a-vis de pictorii profesioniști, am absolut tot respectul, toată considerația, toată admirația. E în spatele lucrărilor lor foarte multă muncă, foarte mult studiu și pentru asta, da, trebuie respectați. Ce să vă mai spun? Îmi doresc să evoluez. Încet, încet o fac, o fac mai încet decât mi-aș dori să o fac. Lucrurile acestea au fost făcute în principiu cam după capul meu, dar nu trebuie să subestimăm puterea tutorialelor, interesului de a te învăța și a-ți sugera o grămadă de lucruri. Multele sunt studii după Van Gogh și da, mi-am dat seama de genialitatea lui făcând tablourile. Mai ales tabloul acela, deși nu pare, ramură înflorită de migdal, era extraordinar de greu de făcut. Abia acolo mi-am dat seama de genialitatea lui. Îmi doresc să
evoluez în continuare, nu știu, sunt mereu atentă. E o expresie, trebuie să alergi mult ca să rămâi pe loc. Ca să fii un om al timpurilor tale, e nevoie de foarte, foarte mult, foarte mult efort. Le sunt recunoscătoare și organizatorilor că mi-au dat această oportunitate de a fi azi aici cu voi și vă mulțumesc încă o dată. Vom merge în căpere alăturată să servim un pahar de șampanie și să stăm de vorba așa pe îndelete. Vă mulțumesc mult! Mă numesc Clarisa Latiș și în această amiază am să vă cânt două melodii. When it gets
Loving can heal. Loving can mend your soul. But it's the only thing that I know. No, no, no. I swear it get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing that makes us feel alive. We give this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our hearts are never closing, times are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside a box. Well, that's okay, baby, only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me to come home. Wait for me. The necklace you've got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street. Keeping you whisper through the phone. Wait for me to come home. Okay.